Anchetă în scandalul uriaș generat de cotele de vânătoare a unor specii protejate prin lege. Procurorii brașoveni s-au autosesizat și verifică modul în care specialiștii au realizat studiul care ar fi permis împușcarea a 1700 de animale sălbatice. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov anchetează modul în care s-a realizat studiul care stă la baza ordinului de ministru care recomandă omorârea aproape 1700 de animale sălbatice. Procurorii s-au autosesizat și fac cercetări privind eventuale infracțiuni de fals intelectual, abuz în serviciu și conflict de interese. Anchetatorii vor să afle dacă specialiștii care au efectuat studiul, printre care sunt și vânători, nu au avut vreun interes ca aceste cote de vânătoare să fie cât mai mari. Ancheta autorităților vizează întreaga echipă de specialiști care a realizat studiul, dar și modul în care s-au cheltuit cei 30.000 de euro, bani primiți de la Ministerul Mediului pentru realizarea studiului. Între timp, ordinul de ministru, care a fost inițial suspendat, s-a anulat. În primul rând, voi suspenda procedura pentru declanșare, pentru declararea acestui ordin de ministru. Faptul că Academia astăzi s-a pronunțat negativ ne ajută foarte mult. Deja oricum luasem această decizie. Cristiana Pașca Palmer a anunțat că Ministerul Mediului vrea să înființeze un serviciu de urgență pentru animalele sălbatice în colaborare cu Ministerul de Interne. Vreau să creăm un serviciu de urgență pentru animale sălbatice, SOAS. Practic, SOAS-ul va fi conceput ca un serviciu de intervenție rapidă pentru toate cazurile în care omul sau bunurile acestuia sunt amenințate de urs sau de lup sau de alte carnivore mari. Serviciul va putea fi apelat de oricine are nevoie prin numărul unic de urgență 112. Serviciul de asemenea va putea fi apelat de oricine care se află sub amenințarea uneia dintre specii. Vom folosi dispeceratul 112 pentru a activa echipele de intervenție, iar acestea vor interveni fie cu tranquilizante, arma urmând să fie ultima opțiune.